Păi eu sper că nu vorbim Și chiar eu, da. degeaba și oricum noi ne facem datoria. Dar în primul rând, bună ziua dumneavoastră și celor care vă urmăresc. Deci, imaginile pe care le-ați prezentat arată clar o parte din motivele pentru care ne aflăm cu indicatorii aici unde ne aflăm. Deci, eu am primit, de exemplu, semnale foarte clare de la medici și de la nemedici din Germania, care toți mi-au transmis la unison că acolo populația a înțeles problema, respectă măsurile și iată, Germania se află la niște indicatori buni, deși în urmă cu ceva timp era la indicatori mult mai răi decât ăia pe care aveam noi. Ca dovadă că noi aveam niște restricții privitoare la cei care veneau din Germania, iar acum s-a inversat problema. Deci, vedeți, este o logică simplă a lucrurilor. Dacă oamenii nu respectă măsurile, automat asta duce la creșterea numărului de infecții noi, de aici se ajunge la creșterea numărului de cazuri grave și după aceea la creșterea numărului de pacienți internați în terapie intensivă. Deci, acest virus cum acționează? După oferta pe care o faci. Dacă îi faci o ofertă mare de infecție, va infecta mulți. Dacă îi faci o ofertă mică, va infecta mai puțin. Deci degeaba se supără unii pentru proiecțiile pe care noi le facem pe bază de statistică, pe bază de modele matematice. Noi ceea ce facem ca și proiecții, anticipările pe care le publicăm, le facem cu intenția bună, în niciun caz cu intenție rea, ci cu intenția bună de a preveni asupra ceea ce se va întâmpla. Iar ceea ce se întâmplă nu ni se datorează nouă, nici dumneavoastră, ci se datorează comportamentului oamenilor. Deci aici este toată problema, este simplă, este logică și logicii nu îi se opun oamenii raționali. Pentru că matematica nici nu are cum, că până la urmă și la urmă omul rațional înțelege că estimările făcute de dumneavoastră, apropo de 1600 de oameni de noi infectări în luna august, ca prin pas, pentru că dacă te uiți la modelul matematic, îți dai seama că odată e ca o pâlnie. Odată ce s-a lărgit unghiul, bineînțeles că și expunerea către terțe persoane va fi un calcul diferit, dar stăteam și mă gândeam la 1600 de persoane, poate că nu e atât de dramatic, poate că oamenii ar fi speriați în momentul în care și-ar da seama că vorbim de mii de persoane pe zi, iar 2600 ar fi fost o altă cifră pe care am tot citit-o zilele astea. Până unde putem să mergem încât să avem și un sistem de sănătate care să nu colapseze? Că am văzut că în București la ATI nu mai ai unde să te internezi. 1600 este proiecția care a fost, dacă nu mă înșel, comunicată de guvern. Noi avem două proiecții pentru două numere bazale de reproducere. De fapt, avem pentru mai multe, dar am să mă refer la cele care corespund datelor comunicate de dumneavoastră. Deci avem o proiecție pentru 14 august de 1,1,1 număr bazal de reproducere de 836 de cazuri noi pe zi, iar la 1,2 de 2629 de cazuri noi pe zi. Deci atât că suntem în acord și cu ceea ce a comunicat Guvernul României, pentru că ei s-au situat undeva la mijloc între cele două proiecții de 1,1 și 1,2. Ce înseamnă acest număr bazat de reproducere? Asta ne arată transmisibilitatea infecției. Deci dacă el este supraunitar, este peste 1, arată epidemie în creștere. Dacă este subunitar, deci sub 1, arată epidemie în scădere. Deci noi, din păcate, în mod clar, suntem pe o epidemie în creștere cu cifrele pe care le-am menționat și noi și pe care le-a menționat și Guvernul României. Deci iată că acolo suntem. Depinde de oameni dacă cifrele astea vor fi mai mari sau dacă vor fi mai mici. Depinde de comportamentul lor și mai ales de comportamentul unui segment al populației care nu înțelege, se pare, nici acum că dacă nu respectă măsurile, acest virus sancționează. Și iată, așa cum foarte bine ați spus, îi sancționează și pe cei care nu respectă măsurile și până la urmă îi afectează pe cale indirectă și pe cei care se străduiesc să le respecte pentru că trăim împreună, nu-i așa? Da, asta cu trăim împreună e perfect, dar din păcate împreună probabil că înseamnă diferit pentru fiecare dintre noi. Nu asumăm responsabilitatea ca fiind o chestiune pe care o putem pune chiar și în zona propriei persoane, da? Responsabilitate individuală, spuneau autoritățile la momentul la care am început să vorbim de mici relaxări. Poate că ar fi trebuit să ne relaxăm ceva mai târziu, dar asta e o altă discuție. Voiam să vă întreb, în ce măsură am putea totuși, și știu că nu puteți face predicții, că nu sunteți mama Omida, dar cum putem întoarce cifre? Dacă să zicem în acest moment lumea ar înțelege, noi fiind la un moment foarte delicat, până într-o mie pe zi,
Mai poți întoarce pâlnia asta încât ea după tot răul ăsta din ultimele două luni, să zicem, de la relaxări, să ne aducă măcar la o încetinire a ritmului? Că de fapt asta încercăm, să mai câștigăm timp, să putem să eliberăm paturile de la ATI unde o să vină alți pacienți. În mod cert, asta se poate întâmpla în orice moment. Deci dacă populația, repet, hotărăște că e momentul ca să respecte măsurile, un procent semnificativ din populație, repet, cum s-a spus în Germania, unde 80 și ceva la 100, 90% din oameni respectă măsurile. Deci în momentul în care asta se întâmplă, automat se va repercuta asupra indicatorilor cu care ne confruntăm. Deci totul este ține de măsuri, pentru că e mai bine ca oamenii să respecte măsurile acestea care ne permit totuși o viață, să spunem, cumva apropiată de normal, decât să se ajungă la situația care să oblige autoritățile să năsprească măsurile și eventual să modifice starea de alertă cu o stare de urgență, pentru ca să-i poată obliga prin coerciție pe oameni să respecte măsurile. Deci eu zic că, eu știu cum să vă zic, înțelepciunea ar trebui să domine și să-i facă pe oameni să respecte aceste măsuri care, spuneam, ne permit o viață apropiată de normal, și să fim și cu indicatorii îmbunătățiți, decât să se ajungă la alte variante care nu vor fi plăcute pentru nimeni.